Salutare, jupănilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de roleplay Horea Mitoc. Ei bine, jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga în forță să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați, lăsați acolo un mesaj și un follow la pagina de Instagram din stânga jos, iar eu o să încerc să vă ajut pe toți într-un timp cât mai scurt, așa că ziți în forță și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem acasă de data asta. Și da, astăzi, de dimineață, să zic așa, trebuie să mergem până la vecinul nostru aici, la Nea Vasilică, să-l ajutăm cu o mică treabă, pentru că vreau să-i adun niște lemne, că m-a rugat omul, bine, trebuie să mă duc, îți dai seama că dacă m-a rugat de vreo două zile, cam ceva de genul, să mă duc să-i adun niște lemne cu căruța lui și, na, bineînțeles, îmi plătește omul, nu-i problemă de asta, dar să mă duc cu căruța lui, că el e acasă și că vrea să plece în vreo 2-3 ore, dacă pot să mă întorc, m-a întrebat. Și am zis că da, cum să nu, eu în câteva ceasuri, în vreo oră maxim, mă duc să-i umplu și remorca cu remorca căruța de la și cu calul și vin, bineînțeles, înapoi și aduc lemnele. Acum să vedem ce zice el, să vedem pe unde îl găsim. Ia, parcă-l văd acolo, da, uită-l. Să trăiești, Brenea Vasilică, hai noroc! Hai noroc? Așa repede ai venit? Da, am venit că, na, să iau calul și căruța și să merg la pădure, să-ți aduc o căruță de lemne, cum ai zis. Da, păi poți să iei căruță și să te duci. Bine, hai că am plecat. Ia să ne urcăm jupânilor în căruță și să-i dăm cu spatele ușor ca să mergem și noi. Bine, mergem la poieniță la noi aici, de unde luăm lemne, de unde facem noi profitul ăla gros. Știți și voi că dacă mă duc la Nea Marcilică, na, o parte mai trebuie să-i dau lui, o parte mai iau și eu și, na, trebuie să împărțim într-un fel. Aici, dacă am eu terenul, mă doare la bască. Da, na, eu n-am foarte mulți copăcei, vedeți și voi, că am vreo câțiva salcâmi, mai mult, na, e poieniță de salcâmi. Dar nu-i problemă, că, na, până la urmă o să mai plantăm, poate facem o pădurice mai mare, vom vedea cum o să avem și noi bani și finanțe, cum o să stăm noi cu finanțele, vom vedea. Acum să mergem, eu mi-am luat drujba, am tot ce trebuie la mine. Acum, ce să mai, am făcut și eu un pic un drumuleț pe aici, cum am putut și eu, cât am avut, încărcătorul și excavatorul de la primărie, am făcut pe aici un pic așa cât de cât, am mai luat din mal, am mai făcut un pic de drum ca să fie cât de cât așa organizare, să zic așa. Să am un drumuleț pe al meu, pe unde să mă duc la poieniță, să zic așa. Da, acum hai să vedem pe care tăiem, pe care îl lăsăm, că avem o grămadă de copăcei pe aici. Și, na, hai să lăsăm căruța în primul rând, bineînțeles că avem de treabă, n-avem de stat. Și ia uitați copăcei cum stau și ne așteaptă să-i băgăm frumos în căruță și să-i ducem la Nea Vasilică. Nici nu știu pe care să-l dobor, pe ăsta sau pe ăsta. Cred că mai bine pe ăsta, că cade încolo și îmi vine și mie mult mai bine. Hai să vedem, ne lăsăm jos și să îl defrișăm. Bam! Bine, cum s-ar spune așa, pe termeni mai noi, nu? Ia să vedem. Hai că s-a dus. Brum! Mamă, unde a căzut? A căzut pe acoperiș, băi, băiatule, fii atent și tu. Sper să nu fi pățit nimic, că a lovit cu vârful. Tu-i mama, măi, zi, fix pe acoperiș s-a dus. Mamă! Aia, sper că nu dau de belea, nu, ea mea, ea primărie, până la urmă, mă împac eu cu domn primar. Asta este, ce se mai întâmplă, ce să faci până la urmă, că e dita mai copacul, nici nu mă gândeam că ajunge până acolo. În fine, ușor, ușor îl tăiem și noi ca să-l punem după aia în căruță, că, da, trebuie să-l punem și în căruță, vă dați seama. Și acum să-l curățăm cât de cât așa, să fie bine curățat. Că na, v-am spus, trebuie să-l tăiem, trebuie să-l tranșăm, trebuie să-l punem în căruță ca să fie ca lumea. Încărcată, să fie o căruță mare, mare de tot, încărcată cu lemne, să vadă. Băi, eu i-am adus o căruță bogată cu lemne lui Nea Vasilică, nu-mi bag joc eu de munca mea. Ia uite, tăiem așa frumos, hai că după ochi tăiem, cred că destul de bine, zic eu, ca să încapă în căruță. Ia uite, și în același timp mai și punem pe aici, asta cum îi spune? A căzut, fii atent, a căzut... pe copacul ăsta, mă gândeam, am zis, ce dracu, ce mama dracu, cade tocmai până pe acoperiș, hai că bine, am avut noroc cât de cât. Ia să vedem, punem frumos, tăiem din partea asta altă, ia că cade de pe copac de tot, tată. Și acum hai să vedem, mai tăiem o bucată de aici și hai să vedem de unde mai tăiem o bucată de aici și vârful care o să rămână, asta e mama măsii până la urmă urmei.
Acum hai să dăm vârful la o parte, că n-avem ce să facem cu el. Să strângem lemnele într-un loc ca să avem, bineînțeles, după aia de unde aduna toți buștenii ăștia. Ia uite, cred că încap în căruță, zic eu, nu? Eu așa sper, că nu i-am tăiat foarte lungi, i-am tăiat așa, după gândul meu, după capul meu, cum a tăiat pe mine capul, așa i-am tăiat și eu pe ei, că am zis ca să încap în căruță, așa, să nu dea pe din afară, că dacă îi mai legăm cu curelele alea, cu macaralele. Hai că deja, hai să mai întâi, eu zic, mai bine să încărcăm în căruță, în primul rând, să vedem care-i treaba. Atât, unu. După aia, ia să vedem. Doi. Și bum, hai mă, că i-am tăiat destul de bine, văd că stau ăștia mari, buștenii ăștia mari aici în căruță, și s-ar putea să ne încapă și să ne mai rămână și loc, dar acum o vom vedea, eu așa zic. Dar îi punem și pe ăia și s-ar putea să-i fi tăiat la fix chiar. Ia să vedem, pe ăsta l-am pus, hai că l-am pus, hai să tragem căruța mai în spate și să o punem, bineînțeles, în partea cealaltă, ca să încărcăm și restul de bușteni care au mai rămas, vă dați seama. Ia, ho, stai să nu, mamă, stai că mi-a căzut un buștean la cum am întors eu aici cu căruța. E nărăvaș Armando ăsta, sau cum l-o chema. Parcă așa țin minte că îl cheamă Armando. În fine, hai să băgăm și bușteanul ăsta care a căzut. Da, că, na, trebuie să-i punem pe toți frumos aici, să facem o încărcătură belea de tot lui Nea Vasilică, să ne facă reclamă prin sat, că el e cu reclamă, el e cu papagalul mare, care prin sat așa. El, cine e o știre care se află prima dată la el te duci să întrebi dacă vrei să afli. Prima știre din sat, ce s-a întâmplat, el știe toate, bârfele, tot, n-are treabă omul. E pe treaba lui, e pe interesul lui. Da, uite, omul ușor, ușor și-a făcut și el o casă, o căsuță, și-a cumpărat o mașinuță de care i-a convenit lui. Ați văzut BMW-ul ăla, cum îi zice, pisică sau cum îi zice, la modelul ăsta mai vechi. E mișto, cincearul ăla. Văd că mai trebuie să tăiem ceva, dar nu știu pe care să mă bag acum să tai. Ceva mai micuț sau să tai, da, ceva mai micuț categoric o să tai. Cred că pe ăsta, eu zic că ar fi bine. Eu zic că ăsta ar fi chiar super, nu că bine. Și ar încăpea de minune, cred că, în căruță. Ia să vedem. Mamă, dar e și lung și ăsta, a dracului, să-mi bat piciorul. În fine, îl tăiem și pe ăsta, facem tot frumos pe aici, ia uitați. Așa, îi tăiem și crengile, îi tăiem vârful cu totul ca să fie ca lumea. Ia uite, mai sunt câteva treburi de astea pe care trebuie să le mai curățăm, dar în fine, hai să ne vedem de treabă și să ne continuăm pe aici tăiatul. Uite, tăiem, v-am spus, lemne nu foarte lungi, buștenii, ca să-i putem încărca, să nu ne vine nici nouă greu, că am încărcat de-a lemne, dacă nu în ultima perioadă, de mă doare spatele de nu mai pot. Mă abia, deci mă doare spatele că am ținut cureaua cu mine, dacă nu legam de spatele meu, îți dai seama, dacă nu, cred că plângeam noaptea când dormeam. Că, na, tema aia, ce să faci până la urma urmei, că la câtă muncă mai prestez și eu și prin fermă plus, îți dai seama că te mai ia cu spatele. Da, trece, nu-i problemă, că ești tânăr, ești viteaz, ești în putere, doar nu-i avea 60 de ani acum. Uite, stai că am prins o cracă pe aici. Hai tu, mama măsii de cracă, să o dăm la o parte. Și hai să încărcăm restul de bușteni care au mai rămas. Ho, Armando, nu te băga în galop, că avem de încărcat. Unde te grăbești? Ho, tată, ujurel, nu te ambala, că avem de încărcat aici la greu, iarăși niște bușteni. Aude, sunt mari îndrați ăștia, dar îi încărcăm ușor, ușor pe toți. Și na, eu sper să vă placă episodul, nu uitați să-l apreciați cu un mare, mare like chiar acum. Ia să vedem, să-l punem și pe acesta și să vedem, uite. Hai că până ajungem noi înapoi are timp să plece și Nea Vasilică în treaba lui. Nu știu unde vrea să plece, a zis, habar n-am, treaba lui nu l-am întrebat. Nu mă bag eu în chestiile lui lor personale, oamenilor, că fiecare cu treaba lui, nu? Eu cu treaba mea, na, el cu treaba lui și tot așa. Acum hai să vedem, mai punem și bușteanul ăsta și cred că mai avem unul, ăsta deja, na, ce dracu să fac cu el, că deja e mitit el. Hai că-l pun de fapt și pe ăla, dacă tot așa, dacă l-am pus și pe ăsta, îl pun și pe ăla. Deci unul și hai că mai avem încă unul, am zis, nu? Ia uite-l, tată. Ăsta da, hai că cât de cât am făcut o încărcătură, pot să zic că chiar demnă de un pădurar perspicace. Ia să facem noi aici încă o legătură și putem pleca, zic eu, fără nicio problemă. Să vedem, sper că n-a plecat Vasilica de acasă.
ca să mă fac și eu cu niște bănuți. Vă dați seama că omul încă nu mi-a plătit banii, dacă vă întrebați, că na, a zis că îmi plătește când vin și n-avea sens să-mi plătească acum, că am zis că mă grăbesc, că nu știu ce. O, ușurel, nu, nu, stai să nu ne grăbim prea tare, că după aia iarăși nu-i bine. Mergem așa ușurel, că avem tot timpul din lume până la urma urmei. Uite, Armando, n-are treabă, merge, cal. Iar măsar calul meu ăsta, mă, nu-i corcitură, ăsta e cal de rasă, tată. Ia uite, mă, că am făcut o încărcătură destul de bună, de ce să zic că nu? Eu zic că încărcătura asta face cel puțin, să zic, nici mai mult, nici mai puțin de 20 de milioane, cam așa. 20 de milioane eu zic că face cel puțin. Și o las cu 20 de milioane, că asta dacă ar fi după mine, eu aș vinde cu 25 cel puțin, prin sat, dar na, cum e vecinul meu, mai mă ajută, mai bag cu una, bag cu alta, îți dai seama și eu la fel. Așa că am zis, hai mă, că o las la 20, că e vecinul meu aici, na, pușca mea. Hai să vedem, mă oprim aici, l-o oprim pe Armando frumos, să mă să vorbesc cu omul, să-mi dea și banii, tot, bineînțeles, și revin. Am revenit, jupânilor, haideți că am luat și bănuți, acum hai să mergem înapoi acasă. Mai avem și noi de treabă, stai că intrăm direct pe aici, dacă tot așa. Mai avem și noi de treabă, în primul rând, să-i dăm lui Bobiță niște mâncărică, că e fomică și lui, îl dai seama. Și acum, unde am zis că merg, că nici eu nu mai știu. Am zis că plec cu treaba, am plecat-o la ei. Hai că facem în felul următor. O să iau eu case-ul cel mai bine, cel mai și cel mai bine. Cred că o să iau case-ul, să mă urc în el, să-l pornesc, îl bag în viteză. Uite că mă și bâlbâi. Și să mergem să luăm și noi discul, că avem de discuitată, avem nugă de discuit, avem foarte mult de discuit, așa că hai să ne grăbim un pic așa, că până de seară vreau să termin tot, am vreo, în jur de vreo 7 hectare, dar bine, termin până de seară, nu-i problemă, dar stai că am luat-o și eu pe aici, trebuia să ies prin partea cealaltă, că pe aici nu prea am loc, pe aici nu prea am loc, nu știu de ce am luat-o eu tot în partea asta, în fine, așa m-am învățat. Hai să-i dăm pe aici și să ieșim în partea aia la altă, opusă, înțelegeți voi. Uite, porțile mele stau deschise, n-au nicio treabă. Zici că la mine e magazin de scule, stau porțile deschise fără nicio problemă. Am mai să mergem la discuit, după cum am și zis, că avem de discuit într-adevăr. Mai întâi vreau să încep cu parcela asta la altă, din partea asta de la vale, că asta e micuță și am zis, hai că mă bag prima dată pe asta. Ca să o discuți, să termin totul frumos, să fie elegant, pac-țac, înțelegeți voi, că știți că am făcut o parcelă destul de mare pe aici, ia uitați-o, bine, mări mare, nu-i mare, că nu pot zic că e mare, că o termin din 2-3 brazde cu discul, dar am făcut-o ca să, mai pun una alta, poate semăn niște porumb pe zona asta, care merge, zic eu, cât am aici 10 ari de pământ, e chiar ce trebuie, ia uite, 3 brazde, din 3 brazde am discuit și terenul ăsta, ia să lăsăm jos. Discul, tragem, băgăm în viteză și uite ce trage case-ul. Am zis că iau case-ul ca să nu mă mai chinui cu UTB-ul, că e destul de mare discul, de ce să mint? E destul de mare și nu vreau să mă mai chinui eu cu UTB-ul să îl bag la înaintare, că n-are sens. Mai mult stric tractorul și îl chinui degeaba. Ia să vedem, ne băgăm și pe partea asta, lăsăm discul jos și dă-i, 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 uite ce a luat-o. Frumos, hai că mai avem încă o brazdă și terminăm. Termină și terenul ăsta, care e micuț, într-adevăr, de ce să zicem că nu, e micuț. Da, cam atât a fost, jupănilor, și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut, nu ezitați să lăsați acolo un mare, mare like, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupăni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.